Salutare, un bun și mi am găsit la Nicolae Steinhard, Jurnalul Fericirii, o carte pe cât este de minunată, pe atât este de cumplită această carte și am să mă rog să stați cu mine până la final pentru că probabil e cel mai important clip pe care l-am făcut de când m-am apucat de acest canal. În primul rând, m-ar mult să-mi dați și mie un like, să-mi lăsați o inimă, un punct acolo să fie un comentariu, să știu cât suntem aici, cât sunteți interesați de acest clip și mi le luați înapoi, like-urile, dacă nu v-a plăcut clipul la final. Și de asemenea, acest clip nu ar putea să apară fără sprijinul tău de pe Patreon, iar dacă îți dorești să poți să continui să fac aceste clipuri, susținem mă cu 15 lei pe patreon.com slash Mulțumesc! M-am apucat azi noapte de această carte și n-am mai putut dormi, efectiv. Aveam, v-am zis că în ultima vreme nu prea puteam să citesc, n avem energie, luam o carte, citeam o pagină, mă obosea, nu puteam să stau să o citesc. Zic, parcă am așteptat cumva cartea asta, parcă așteptam carte pe care nu mai pot lăsa din mână. Tot mă debarasam de cărți după prima pagină, parcă o căutam pe cea pe care nu mai pot lăsa din mână. Și într-adevăr așa a fost, cumva, dragoste la prima vedere, dar nu vă gândiți că a fost armonie. E... În primul rând m-a făcut să-mi fie rușine pentru cum am trăit în ultima vreme. Și și mi se confirmă că uh, atunci, în întâlnirea cu sacrul, cumva nu mai ai loc de umor în sensul de bășcălie, care nici nu e umor. Ce făceam eu era mai mult bagiocură, nu m-am ridicat încă spre umor aveam nevoie de, de această carte, mai aveam foarte multă nevoie și am, am tot evitat-o an de zile și mă bucur că în sfârșit tot nu mă simțeam pregătit să mă apuc de ea și a venit așa mai mult întâmplător, am zis hai să răsfăiesc puțin și evident am rămas uh, captiv, dar <laughs> captiv uh, din proprie inițiativă cumva, am ușa deschisă, pot să plec oricând, dar îmi prefer să rămân aici. Sequestrată de bunăvoie. Ce caldie? Cristalele de aer nu mai sclipesc. S-au imobilizat. ah, cât de fericit m-aș simți de nu... Mi-ar răsuna în spațiul dintre urechi și creier, un bocănit de pași grei, ritmic și totuși și tăcut. Tăcut ca toată liniștea aceea care mă înconjoară, aproape ireal, aproape ca în încăperile acelea de unde vin, cu nuferii lor cărnoși, grei de taine și goi de milostenie. Și mi-am amintit de... I felt a funeral in my brain, Emily Dickinson. Am simțit-o în mormântare în creier. O să vedeți câteva pagini de o profunzime excepțională și uh, un anume subiect care practic rezumă tot comportamentul meu din ultima perioadă și uh, e pe o temă pe care o tot discutam cu un prieten. Dacă se va uita, îi recomand să stea până la final. Da, îi spun uh, lui Sergiu George, aproape strigând, fiindcă în cameră nu e un în camera e un huiet de nedescris, nimic de spus, dar vezi, totuși, Buda și Hristos, unul stă la umbra meditativă a unui copac, celălalt aleargă de colo-colo, își străbate țara în lung și în lat, vorbește, predică, făptuiește și până la urmă se urcă vertical pe stâlpul infamiei sub dogoarea unui soare nemilos. E o diferență care pleacă balanța talerelor înspre divinitate. Omul cugetă distant la foc ferit, divinitatea suferă și trebăluiește în vălmășag, întrupată E mai umană decât omul. A, aș avea un comentariu aici. Tocmai că cel care fuge de colo-colo pentru mine e cel orgolios. Sunt de partea lui Buddha, pentru mine se balanța spre Buda, pentru că cel care fuge de colo-colo se crede pe sine Dumnezeu. Cel detașat e cel care stă pe loc. Orgoliosul vrea să demonstreze, orgoliosul e cel care se agită. Agitația e acel orgoliu. Și ai sfârșit, tot făstăcindu-te dintr-un loc în altul, ai sfârșit până a te crede Dumnezeu. Pe când celălalt, din potrivă, e în afara uh, orgoliului de a te crede Dumnezeu cumva. E foarte fragil aici, e mai mult cum înclin eu, mai mult de gust, nu, nu pot să ai un răspuns final. Dar pentru mine e mai aproape de așa zisa divinitate, că nu avem, e sărăcea limbajului și nu ne putem exprima altfel. E mai aproape de divinitate cel care e în afara, oricărui rol și care își ia copacul drept, zeu, să zic așa, și la, la umbra lui meditează și se detașează și totul e o suferință față de celălalt care, într-adevăr, intră în lume, dar intră cu ideea că el este Dumnezeu, că el este centrul pământului. Pe când celălalt e conștient de insignifianța lui și prefer detașarea ce bună detașare, bună resemnare, prefer asta decât efortul constant, supraomenesc chiar, dar în care îți dai importanță. Nu-mi plac, adică nu-mi plac, în afară de Isus, nu-mi plac niciun om în afară de Isus, Uh, nu-mi place dacă își dă importanță. El avea, e cumva singurul om care și-a dat importanță cu argumente. Tot de restul suntem aroganți, suntem, noi ne dăm importanță fără să fim importanți. Lipsa de orice demnitate a evreilor noștri îl indignează pe Manole. Emanuel Neumann, unul dintre, unul dintre cei mai buni prieteni al lui Nicolae Steinhardt, coleg cu acesta la facultatea de drept. Nemții îi persecută, îi bagiocoresc pe corele, coreligionarilor și ei de lemn tânase. Nu le pasă. Se facă plouă și cumpără mărfuri germane și se înghesuie la filme nemțești. Va trebui să facem propagandă pentru boicotarea filmelor și produselor germane, să organizăm pichete la cinematografe pentru demascarea ovreilor nesimțiți care se duc la filme nemțești și, în general, să punem problema unui vast program de ridicare a simțământului demnității în rândurile populației evreiești. În doi, aceste ambițioase planuri sunt cel puțin greu de înfăptuit. Căutăm de aceea legături. Singurele organizații pe care Manole vrea să le contacteze sunt cele sioniste. Ideile de curaj și rezistență prevalează. Redactăm un amplu memoriu cu propuneri concrete și considerații teoretice. Suntem poftiți al citim în casa avocatului Mișu Benvenisti în prezența delegațiilor tuturor organizațiilor sioniste. Suntem ascultați cu atenție și o oarecare entuziasm. Programul de lucru pe care îl propunem este aprobat. Dar punerea în practică a boicotului și urmărirea evreilor pe la cinematografe? <laughs> ce plan aveau să urmărească evreii care ar merge la cinematograf? Se dovedesc treaba mai delicată decât credeam noi și în curând iau fățișare de farsă. Cu excepția sioniștilor revizioniști, ceilalți ne se arată foarte asimilați proverbului citat de Cantemir. Și acum fiți atenți. Românului îi este greu până se apucă, că de lăsat se lasă ușor. <laughs> Cante mirie Dumnezeu. Românului îi este greu până se apucă, că de lăsat se lasă ușor. Pe un domn Blimes nu lasă nevasta să se avântă în expediții periculoase. Un domn Lemcovici e de acord cu noi, dar mereu evocă moderațiunea. <laughs> <laughs> un altul e ocupat în seara respectivă. Alții cred că ar fi mai bine din toată tărășenia ne alegem certați cu câțiva prieteni cinefil în in, in, inveterați, cu vreo câteva amintiri și înregistrarea în cutia stocării întâmplărilor pitorește câtorva pozne. De blimes nevastă și de lemkovici moderațiune și de domnii ăștia pentru, pentru contra să nu mai aud. Mi se pare interesant să te pui în situația asta când neamul tău este practic chinuit de cei la filmele cărora mergi. E atât de... Să, nu mai pot să citesc Dostoevski sau să nu mă mai pot duce la filmele lui Tarkovski. Nu știu. <laughs> păi cum, ce vin au ei, mâini? Știi? Dar în același timp... Ia, e atât de... Cred că totuși din loialitate față de neamul meu, hai că măcar o vreme, nu... Dar îmi plac, îmi plac puțin, sunt puțin de partea celor care totuși mergeau acolo la film. <laughs> 1956. Astăzi, la ședință, și Ariana ne-a dat stăruitor sfatul să ascultăm glasul poporului, ceea ce și am prilejul să fac în aceeași, în aceeași zi către seară. Mă într în tramvaiul 25, care urcă înspre 13 septembrie. Lume destul de puțină, un număr neașteptat. Curios, de domn cu barbă mare, taxatoarea, tânără, e toată numai bej, parcă galben spălăcit, un zâmbet înțepat care descopere dinți bătând în cafeniu murdar, o bluză maro și parcă e toată înfășurată în culoarea frunzei moarte. Pe bancheta de, lâng de, lângă locul ei, o babă cu un pachet uriaș în poală și un soldat aducând a băiețandru slăbuț. Când ajung în dreptul taxătoarei să-mi iau biletul, îmi dau seama că am întrerupt o conversație. Mi-a zis ea că nu crede în Dumnezeu. Cum adică? Fa! Am întrebat-o. Da, deșteaptă mai ești. Dar pe tine cine te-a făcut? Baba și soldatul ascultă cu mare atenție. După ce mi de supărată biletul, taxătoarea continuă să vorbească, dar zdrângănitul și uruitul hodorogitului mijloc de circulație în comun îi acoperă cuvintele. Tot ce aud este: Vine apă mare. Fără de asta nu se poate. Tu cum crezi că se fac copiii, fa? Mai, 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 bine, mai bine ai face să-ți iei și tu ni că ai va minte cum dacă nu ai. Ruțile scârței iarăși puternic și nu mai aud perorația. Soldatul răspunde: Dar șoptit, iar babă de din cap. Taxatoarea însă, de pornită ce e, vorbește foarte tare. Le vine lor la îndemână să spună că nu există. Parcă nu vedeți, i-am întrebat eu că și paserile și câinii au rostul lor, dinainte statornici și vă credeți nevoie mare. <gângătări> în vagon, s-a lăsat o de plină și toți călătorii ascultă atenți, privind către care încotro și făcându-se că nu aud, că nu le pasă. Morți în păpușei cu sacul legal la gură. Ce fi spunând dintre interlocutorii ei nu prind, însă văd că taxătoarea zâmbește amarnic, dă din cap compătimitor și reîncepe. Asta să creadă ei. Și dacă nu există Dumnezeu, de ce când mănânc de dulce în post visez mereu spurcat? Ce visez? Așa. <gântări> Așa, lucruri scârboase. <laughs> Am treabă. Sunt. Um, cât de multe. cât de multe spune agresivitatea pe care o manifesti atunci când discuți cu un om și e atât de înverșunat. Adică, un om care crede în Dumnezeu nu are. Adică, se vede atât de mult cât ești de traumatizat și că ai ideea asta cu forța și ești pe ești lângă Dumnezeu. Tu crezi că crezi în Dumnezeu și ai nevoie de anumite idei, dar de fapt. N-ai aproape nici legătură cu credința în Dumnezeu. Of. Am treabă. Sunt silit să cobor la stația unde am ajuns. Cu zgomot, vorba lui Sadoveanu, înalt. Prezența celor câțiva domni cu barbă și foarte distingi mă izbește din nou. N-aș crede că e întâmplătoare. Mă dau jos, în borniță și întuneric, grăbit. În borniță și întuneric, grăbit. De două ori supărat. Că n-am nicio soluție pentru... Totuși, ce frumos. Întuneric, grăbit. O zi în care întunericul s-a grăbit Frumos, mai. Mă. mă dau jos în borniță și întuneric grăbit, de două ori supărat, că n-am nicio soluție pentru misterul bărbilor și că nu pot asculta în continuare glasul poporului. Cred că fraza lui Ivan Karamazov, care l-a încântat atât de apric pe Andrei Jid și pe adepții lui, dacă Dumnezeu nu există, ne este îngăduit totul, pentru că au interpretat un în sens libertin și au recunoscut un caracter strict justificativ, nu este atât de îmbucurătoare pe cât par a o considera ei. Dacă Dumnezeu nu există, ne putem desigur face de cap. Nimic nu ne mai oprește. Ușile sunt deschise, toate. Și apoi mama a murit. Călătorile în, în Algeria sunt oricând posibile. Dar cuvintele lui Dostoevski mai prezintă un aspect înfiorător la care jigi și partizanii săi nu s-au gândit. Dacă Dumnezeu nu există, înseamnă că nu numai omul își poate permite orice, mai înseamnă că și natura, viața, societatea și universul sunt lipsite de orice sens și limite, că își pot, poate joc de noi cum vor și face cu noi ce li se năzare, fără ca noi să putem invoca dreptatea, rațiunea, mila. Facem tot ce poftim, dar fac și alte forțe, nespus mai puternice, tot ce doresc cu noi și ne pot bagiocori, chinui, bruftui și juca după cum le-ai pofta. În acest caz, nu numai că noi suntem liberi față de morală, de ceilalți oameni, de situații, de principii, dar și forțele antagonice, ori indiferente nouă, nu mai sunt limitate de nimic. Și acum fiți atenți. S-ar putea să ne pară cu adevărat rău când vom constata că totul e posibil și pentru alții față de noi, că formula acționează nu numai în favoarea noastră, ci și împotriva noastră și să jinduim după vremea când Dumnezeu încă nu murise și când totul nu era posibil, când existau limite ocrotitoare pentru noi, dreptatea, moderațiunea, omenia, atunci s-ar putea să le pare și a teilor nițel rău că nu există un Dumnezeu bun și drept care vrea să se roage. Aș merge mai degrabă pe ideea lui Žižec aici că, din potrivă, dacă Dumnezeu există, atunci totul e posibil. Judecând după ce s-a întâmplat în istoria omenirii, dar, în același timp, acest Dumnezeu care, pe care dacă îl folosești, ai libertate absolută să faci orice autoritate, practic, orice nenorocire e explicată prin faptul că te substitui voi voinței lui Dumnezeu. Dar e de fapt un Dumnezeu fals acesta. Deci dacă acest Dumnezeu fals există, există pentru că nu există Dumnezeu și atunci totul e posibil. Deci tot are dreptate Steinhard. Dacă mergi în profunzimea lui Dumnezeu, adevăratul Dumnezeu, nu cel pe care oamenii l-au tot mestecat, ca să-și justifice nemernicia. Foarte puțini oameni vorbesc despre. Adică, mulți se opresc aici, că, pai uite-te în istorie și vezi că în numele Dumnezeu, câte sau... da, ok, dar tocmai pentru că nu a fost Dumnezeu, a fost Dumnezeul uh, spoit de om, Dumnezeul pocit, falsul chip al lui Dumnezeu, de care s-au folosit oamenii, ca și când n-ar exista, de fapt, Dumnezeu și au comis acele atrocități îmi place foarte mult tema oricum. Jilava, camera 34, februarie, martie 1962. În poarta reduitului mă ia în, primele, în primire celebrul plutonier major Ungureanu și se vede că, după trei săptămâni de grava foame și de ședere la secret fără niciun fel de încălzire și într-un loc unde nu cred să se fi făcut vreodată foc de când a fost construit fortul și până astăzi, Nicolae Steinhardt a declarat greva foamei în data de 7 a 2 a 1962 și a încetat-o în 5-2-1962. Arăta asta fie, căci pare și el impresionat și când deschide ușa celulei 34 și mă încredințează șefului de cameră, îi spune să aibă grijă de mine și să-mi dea patul de lângă ușă. Așa și face. Privind încăperea în care am intrat, un soi de tunel lung, întunecos, rece, deosebit de respingător, nu pot închipui că are să fie locul unde voi cunoaște cea mai deplină, mai neașteptată fericire. Nu. Niciodată și nicăieri n-am fost mai fericit decât în celula 34 de la Reduit. Nici în copilărie la Prașov cu mama, nici în decorul de carte poștală, albastru și alb, al lucernei, ori în cișmigiu când Sofia mi-a citit prima oară Puiul și Metamorfoză. Nici într-a șaptea când am luat premiul întâi, cred că era metamorfoza. Nici într-a șaptea când am luat premiul întâi, doar în ziua botezului, Deocamdată văd o celulă îngustă și neobișnuită de adâncă, care duce amați sub pământean. Ce imagine puternică! Deocamdată văd o celulă îngustă și neobișnuită de adâncită, care aduce amați sub pământean, a crater de vulcan stins, a mină părăsită, a coridor de coșmar sau o țeavă de pâlnie într-un tablou de Hieronymus Bosch, a colț de iad spălăcit. Extraordinar! Absolut super, un pasaj impecabil. Pasaj demn de paradis în care ilustrezi infernul. Spre a mă putea plasa în apropierea ușii, a fost nevoie ca un deținut să fie mutat și faptul a sternit, firește, în lumea aceasta concentraționară, unde orice mișcare cât de mică e pric, pricină de încurcătură și durere, o nemulțumire împotrivă. -mi. Sunt privit cu suspiciune. Șeful camerei, o amilă, află apoi că-i basarban, probabil popit și că-i presupus a fi turnator, se uită crunt la mine. Am picat spre seară cu scârbă și vălmășag de așternuturi. Dar a doua zi lucrurile începa să limpezi. Poate că și extrema mea paloare, slăbiciunea și aureola de grevist al foamei contribuie la schimbarea atmosferei. Cred că era pe așternuturi. De asta mă Am picat spre seară cu scârbă și vălmășac pe așternuturi. Adică a căzut în pat cumva. Nu de așternuturi. Cred că e o greșeală de tipar. Dar la a doua zi lucrurile începea să limpezi. Poate că și extrema mea paloare, slăbiciunea și aureola de grivist al foamei contribuie la schimbarea atmosferei. Îmi dau ușor seama că am nimerit într-o cameră minunată, numai oameni actiați de învățătură și poezii, mult tineret, un grup de sectanți, doi medici, un preot ortodox din oastea Domnului și câțiva sași, printre care un pastor luteran. Tineretul predomină, tineretul predomină și principala ei preocupare este învățarea pe din afara cât mai multor poezii. Din acest punct de vedere, au nimerit-o nimerit destul de bine cu noul venit. Știu Luceaforul, scrisorile, toate, moartea lui Fulger, nunta Zanfirei, o mulțime de poezii de ceanu. E căutat în toate camerele. Lacul lui Lamartin, binecunoscutul și îndrăgitul soneta lui Arver multe bucăți de Baudelaire și Verlaine, ceva Semon, Samon, Samain, Samon. Și nenumărate versuri de Nichifor Crainic, Radu Gir și Sergiu Mandinescu, a căror memorizare am început din primele zile de pușcărie, odată cu învățătura alfabetului Morse, totul spre marele amuzament al dascălilor mei legionari, mirați de așa școlărească râvnă. Mai știu și eu, Mulțime de psalmi învățați prin celule și în special de la Bonomul Ariton Rizescu, fost cercovnic onorific la una din marile biserici din centrul capitalei. Om excelent și profesor, cum mai răbdător nu s-a văzut. Cine știe multe poezii pe din afară este și va fi mereu fericit în închisoare. Pentru asta am citit tot pasajul, pentru ce o să, toată pagina, pentru ce o să urmeze, acum fiți atenți. Cine știe multe poezii pe din afară este și va fi mereu fericit în închisoare. Ale lui sunt orele care trec ușor, relațiile neacute și neagresive cu oamenii. Depășirea gealnicei realități, țigaretele imateriale, oricând accesibile, nevătămătoarele substituite, substitute ale drogurilor. Ale lui sunt orele care trec ușor, relațiile neacute și neagresive cu oamenii, depășirea jalnicei realități, țigaretele imateriale, oricând accesibile, nevătămătoarele substitute ale drogurilor. Ale lui vor fi visul și încântarea, fără a uita că după Nicolae Semionovici, Lescov, sunt și eu o bună pregătire pentru singurătatea din mormânt, Dumnezeule Mare. Rar, 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 am citit ceva mai frumos. Extraordinar. Nu am cuvinte, pur și simplu sunt fără cuvinte, efectiv. Cine știe multe poezii pe din afară, este și va fi mereu fericit în închisoare închisoare, puteți să vă imaginați și camera voastră, cum trăiesc eu de pildă. Ale lui sunt orele care trec ușor, relațiile neacute și neagresive cu oamenii, depășirea jalnice realități, țigaretele imateriale, oricând accesibile, nevătămătoarele substitute ale drogurilor. Ale lui vor fi și visul și încântarea. Fără a uita că după Nicolae Semionovici sunt și o bună pregătire pentru singurătatea din mormânt. Încep să înțeleg de ce abatele faria Încep să înțeleg de ce abatele faria S-a pregătit de pușcărie citind și învățând toate cărțile mari ale lumii, lucru mai înțelept și mai practic, nici că putea face. Ne apucăm așadar de învățat poezii și primului grup pe care îl formez, îi predau luceaforul. De mult așteptau cu nerăbdare să le vină cineva în celulă care să-l știe. Aici, la reduit, secție mai aspră, schimbările sunt rare. Așa că acum sunt tratat cu totul altfel ca în ajun. Tunelul parcă e mai puțin mohorât, pastorul luteran se dovedește a fi și el un om remarcabil și plin de calități, cum numai prin închisori poți întâlni și numai acel mediu special poate crea. E brașovean și aduce de potriva a semizeu și a sfânt. Înalt și blond, liniștit, cult, gentil și îndatoritor, el e sufletul camerei. Știe pe de rost mii de versuri din Rainer Maria Rilke, din care a tradus o mulțime în românește, el însuși fiind poet de limbă germană. Are și recunosc că și afectează maniere de prinț. <laughs> Încă n-am ajuns la pasajele acelea cu tremurătoare, ce deci au fost extraordinare și până acum. Dar să vedeți o pagină, Dumnezeule Mare. Of. Se condensează în celulă o atmosferă intensă și excepțională, ca în grupurile închise dedicate unei acțiuni periculoase, ori unui ideal ascetic sau cărturăresc, ca printre samurai, de pildă, ori idealiștii ruși aruncători de bombe, de mașini infernale evocați în drepții lui Camus sau amintiți de Boris Savinkov în ce n-a fost. Nu mai flacără dezinteresare, bunăvoință și jertfă. Ne întrecem în a fi amabili și politicoși unii cu alții. De dimineață până seară, toată lumea repetă versuri, se povestesc cărți serioase. Thomas Mann e și aici la mare preț. Mănânțișurile și silniciile vieții de celulă sunt rezolvate de sus și întreacăt. Ele, care în alte camere dobândesc atâta uimitoare importanță și devin izvor de chinuire mutuală, totul cred că ar fi pe placul unui Monterlan, unui Ștefan George, unui Andrei Malro, unui Sol Și are nebunii. Medicii sunt oameni foarte de treabă. Pastorul îl cheamă, unde ajuns de Wagnerian, Harald Zigmund. Ne povestește pe larg, cu moderațiune și în spirit ecumenic, viața doctorului Martin Luther, prindu se asupra nobilei fraze rostite în fața dietei de la Worms în 1517. Aici stau, altceva nu pot să fac. Dumnezeu să-mi ajute. Amin. Celula noastră, tot canal de scurgere din mizerabilii, pare a fi, tot culoacă și fag, apa tot viermănoasă rămâne, mâncarea tot pe spongi, gardienii ne bruftuiesc și ne mortalizează în continuare, frigul e pătrunzător, dar cu ei pasă. Stop puțin, când spuneți cu legeritate cuiva, scrie și tu o carte, scrie, scrie, scrie. Gândiți-vă la aceste pasaje din anumite cărți. Parcă e... A am citit atât de multe cărți bune încât mi-e rușine să mai scriu ceva. V voi vedeți prin ce a trecut acest om, adică, haideți să lăsăm să-i lăsăm în față pe acești oameni. S-a scris suficient. Nu, nu, nu vă mai grăbiți tot să scrieți. Toată lumea scrie și nimeni nu mai citește aceste cărți care, din punctul meu de vedere, sunt esențiale deja poți să-ți desăvârșești spiritul, într-adevăr, să abdatezi la vremea în care trăiești și să scoți și tu ceva, să scoți o carte, o să de pagini, să zicem. Dar haideți să ne concentrăm și pe ce au scris oamenii care, într-adevăr, au avut experiență de viață supraomenești. Camera 34 e sală de bal la Viena sub Maria Tereza. E palat din 1000 de nopți și o noapte. E peșteră a lui Alibaba, e castel fermecat, E curtea ducatului de Burgundia, e curtea regelui René de la Arl, întrânsa străfulgerează tăișuri de săbii de Toledo și Damasc, foșnesc brocaturi, purpurii, sețesc pânze din fir de aur, ard de la temperaturi de mii de grade, numai sentimente cavalerești. Și o să vedeți apropo de cavalerie, libertatea este, uh, practic, cavaleria. O să vedeți, o să vorbim mai mult. Devotamentul e lege, uitarea de sine, principii și fapt. Tot bonețica și rochia neagră a directoarei pensionului, zice Anatol Franz, le avea Silvestre Bonar în fața lui, dar din clipa când aflase că stă de vorbă cu un membru al Institutului Franței, nu mai era una și aceeași femeie. Mențiunea din dreptul numelui interlocutorului ei, în registrul vizitatorilor, o preschimbase cu desăvârșire. Iarba pe care o paște vaca în carne de vacă se preface, și oarecii pe care îi mănâncă pisica devin carne de pisică, din mizerie și umilință, noi fabricăm fericire și liniște, demnitate și noblețe. Ne mântuim printr-o fie, ai iduma crailor lui Matei. Lui Mateiu. Oh. Și parcă adevărim în felul nostru aceste cuvinte ale lui Lev Shestov. Se zice că există două teorii într totul potrivnice cu privire la originea neamului omenesc. Unii susțin că omul coboară din maimuță, alții că a fost creat de Dumnezeu se iau grozav la gâlceavă. Eu unul cred că se înșeală și unii și alții. Teoria mea e următoare. Cei care cred că omul coboară din maimuță, coboară cu adevărat din maimuță și alcătuiesc o specie anume, alături de specia oamenilor creați de Dumnezeu și care cred și știu că au fost creați de Dumnezeu. Continuând ideea cu, cu cine să scrie, evident că fiecare are dreptul să scrie, dar vreau să zic, uh, cei care au experimentat viața intensă sau care... Uh, trecut prin diverse exper experiențe de viață spre oamenești, cumva, cred că au dreptul mai mult decât oamenii de rând să vorbească. Și cred că ți-ai uh, forma spiritul mai bine dacă ai uh, citi cărțile cu măduvă, cumva, cu, 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 cu acel chint esențial în ele. Uh, oricât de mult stil și imaginație ai avea, uitați de exemplu cum s-a scris despre iubire. S-a s-a croit atât de mult artificial. Prefer trei jurnale despre iubire de la oameni care au și trăit-o și care au ajuns poate până la 60 de ani împreună față de exprimările acelea care sună bine, dar sunt artificiale și bune pentru domnișoarele de pensiuni și apoi credem că așa e iubirea, că așa trebuie să trăim și se, se construiește acel fals, până la urmă. Și de asta zic, Atât timp cât ești autentic și din imaginație, pot să-mi construiesc o lume, că sunt aici singur și uh, trăiesc adevărul meu. Eu un adevăr aici, nu, nu sunt artificial. Dar cu cât ești mai autentic, atât ești mai îndreptățit să scrii. Așa aș vrea să fie, așa mi s-ar părea ideal. Uh, față de, uh, hai să scriem poezii, deși mai degrabă le inventăm, nu am poezie în mine, nu, nu sunt. Uh, n-am starea suficient de intensă ca să-mi dea dreptul să fac poezie. Fac poezie că mi-am mi -am însușit câteva artificii și am observat la mulți poezi chestia asta. E aproape mecanică poezia și o disprețuiesc sincer. Pentru că apoi, iată, în aceste observații, vedeți câtă poezie e și de unde vine această poezie? Din acel infern pe care l-a descris ca cu, 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 pană de, cu pană de înger, un infern descris cu pană de înger de la Nicolae Steinhardt de Nicolae Steinhardt. Prin bucurie, zice Simon Weil, frumusețea lumii pătunde în suflet, prin durere e pătunde în corp, tot învățând versuri, tot vorbindu-ne cât mai prietenos unul altuia, tot obișnuindu-ne a fi răbdători, calmi și nearțăgoși, tot discutând numai despre capodoperele artei și literaturii, tot acceptând josniciile, sluțenile și greutățile cu zâmbete discrete, iar răutatea gardienilor cu totală nepăsare, ajungem să împletim în jurul ne un fel de nevăzută țesătură de cocon în care trăim o viață incomparabilă și inimitabilă, cu totul liberă de contingențe, absolut străină de mediul înconjurător. Bruder Harold Zigmund. E din ce în ce mai devotat și mai atent la nevoile fiecăruia. Ne povestește într-una recită din superbele poezii ale lui Rilke, poetul său preferat, și care și el e dintre aceia care își pun pe fața o mască de mătase când îi dormă selele. Ștefan George și George Trackle în germană și română, sectanții domesticiți, în locul obișnuitei lor rezerve disprețuitoare, se arată colegiali. S-au lăsat de a cita versete și de a face propaganda apostrofându-i pe cei din jur și amenințându-i cu flăcările iadului. Învață și ei poezii, iar când le vine rândul la povestit, ne spun lucruri foarte interesante despre albine. Sectanții sunt îndeopște cu jocari și apicultori și se umanizează. Preotului Robea, care rostește zilnic Sfânta Liturghie, îi dau răspunsurile. Țin loc de strană și spun, Doamne miluiește, dă Doamne, amin și Duhul lui Tău Până și Basarabeanul șef de cameră, presupusul turnător și incontestabilul zbir, s-a prefăcut, e acum domol și blând, relegat la rol de Mikado, de deci șogunul Harald Zigmund nu mai surchisește, surchidește, nu mai strigă, nu mai dă ucaze de povestit, nu povestește, de învățat, nu învață, dar ascultă și privește, se vede cu uimire, e un vins și pierdut, ordinea în cameră e absolută, muncile se execută impecabil, intriginus, certuri nus, denunț nus. Se simte inutil și apăsătoare senzații pentru un zapciu în plus. Săbile din oțel de Toledo și Damasc de despică din ce în ce mai des aerul infect al celulei și brocaturile fâșie din ce în ce mai săruitor prin zumzetul harnicei camere. Seara, fiți atenți acum, cel mai frumos pasaj pe care l-am citit de când v am născut. Fiți atenți, vă rog frumos. Puneți minutul, vă rog, să dau apoi în camen să se vadă asta. Puneți minutul și acest... Nu, e foarte mult descris, nu știu cum să facem. Vreau să, să să fie un eveniment aici, să, spun, pun, au, o să fac timestamp ce prost sunt. Fiți atenți, vă rog. Întrebări pe ce făceați. Seara, când toată lumea s-a pregătit de culcare și am rămas ultimul la veceu, nenorocita mea de boală de intestine mă silește să procedez astfel, merg spre locul meu de lângă ușă, trecând printre cele două rânduri de paturi și dau bună seara fiecărui om în parte. Mi se răspunde cu mare bunăvoință și voioșie, zâmbete și alese urări nici la sfârșitul unei lungi zile de extenuantă detenție, politeția nu scade. Nu pot să nu încerc un simțământ de profundă mulțumire și duioasă semeție. Tot din cauza bolii nu mănânc nimic din ce ni se dă, nici ciorba de murături putrede, nici varza aproape nefiartă și nici măcar de alții mult răvnit fasole. Singura hrană oarecum a cătării. Din fericire pentru mine, în locul mai consistentului terci, se dă de câtva timp, dimineața, un fel de lichid călduț denumit cafea. Toți colegii îmi cedează o parte din această băutură. Reprezintă totuși apă fiartă, ceea ce e imens și, cu toate că nu are zahăr și numai din bob de cafea nu e făcută, mi este de mare ajutor, pe care o păstrez într-o sticluță agonisită cu greu de-a lungul perioadei de ședere la gilava, O păstrez ca pe ochii din cap și mi este de salvare, Ni se face o percheziție, mi se găsește sticluța, sunt aspru admonestat, dar pedeapsa se reduce, surprinzător lucru, la confiscarea sticlei. Pierderea nu rămâne mai puțin uriașă. În ce voi păstra lichidul negru din care mai puteam sărbi în cursul zilei până la ora 10 seara? La culcare, când ajung în dreptul patului meu venind la veceu, venind de la veceu și dau să ridic așa zisa pătră de pe așa zisa pernă, aflu o sticlă mai mare decât aceea pe care am pierdut-o. Firește că nu pot nici mulțumi cuiva, nici întreba Cine mi-a pus acolo neasemuitul obiect miraculos scăpat de la per percheziție? Darul e pur creștinesc, făcut fără putința de a sconta o recunoștință ori măcar un gest de confirmare. Mă culc profund emoționat, de fi stăpânit de fiorii, încântării și firește că mi-u ticăloasa mea pernă cu lacrimile dulce ale fericirii. Darul e pur creștinesc, făcut fără putința de a sconta o recunoștință ori măcar un gest de confirmare. Mă culc profund emoționat, stăpânit de fiori încântării și, firește, că miud -mi ticăluasa mea pernă cu lacrimile dulce ale fericirii. N-ai -ai, cum mai. Eu, eu îmbrățișez acest pasaj și de asta îmi doresc să pot să continui să fac aceste clipuri și vă cer 15 lei pe Patreon pentru că mi-ar plăcea să pot să vă aduc dacă aș citi și eu mai mult, dacă aș avea și o disciplină să vă aduc toate pasajele acestea. Să citesc așa pentru voi, pentru cei care nu aveți timp să fiu așa, omul care aduce carte, dar care aduce pasajul din carte. Să citesc o carte întreagă numai pentru acea pagină pe care o să o purtați apoi cu voi și să vă însenineze viața puțin. Simon Weil, nemai pomenită măreția lui Hristos, provine dintr aceea că nu, că nu caută un leac supranatural împotriva suferinței, ci o întrebuințare supranaturală a suferinței. Camera 34. La ora 10, când mă întorc seara de la și trec printre cele două rânduri de oameni culcați și le urez noapte bună, iar ei îmi răspund cu atâta amabilitate, îmi dau prea bine seama că procedez politicos și după cuvință și că mă bucur de simpatia lor. Și încerc un simțământ de mândrie și prin urmare mă fac vinovat de păcatul trofiei. Fiți atenți aici că am ei... descrie ultimii ani din viața practic, toate uh, obsesiile mele. Păcatul trofiei, da? Totodată sunt și fățarnic, pentru că purtarea mea nu-i pe deplin spontană. De îndată ce suntem conștienți de binele pe care îl facem, fiți atenți, vă rog, de îndată ce suntem conștienți de binele pe care îl facem, îl și terfelim, îl corupem, îl impurificăm. A, până să continui, eram la etajul 4, sau la etajul 4, nu să mă rog, acasă aproape, și văd prin balustrad acolo, că vin scările așa și vezi în jos, și văd că e o doamnă în vârstă cu un bagaj mare și cobor patru etaje ca să o ajut îmi mulțumesc, eu vreau, nu-i vine să creadă, în primul rând, stătea pe la etajul 3, îi duc bagajul, nu știu ce, și apoi urcam, urcam pe scări mulțumit. Și în ce am, adică nu, nu, nu gândisem nimic, am făcut gestul spontan, dar după ce am terminat acțiunea respectivă, când am simțit, când am fost conștient de faptul că sunt bucuros, am zis, a, păi ce ai făcut? Păi tu acum ești bucuros că uite ce om extraordinar ești tu că ai făcut gestul ăsta și Exact asta făceam, simțeam cum îmi murdărisem tot gestul acela. Cât fusesem imbecil, că eram în acțiune, ce vreau să spun e că e narcisism, chiar și faptul că spuneam apoi că uite ce narcisist ești, că de asta ai făcut de fapt, că ești un om, nu știu cum, chiar vocea respectivă era iarăși narcisism și tot așa. Nu, nu aveam argumente, e clar că m-am bucurat și pentru binele ei, dar e clar că și pentru tine și pentru că vrei să fii acel om. Pentru că ții foarte mult. E, e imposibil să faci un gest pur și despre asta este și acest pas. să fiți atenți acum. De îndată ce suntem conștienți de binele pe care îl facem, îl și terfelim, îl corupem, îl impurificăm. Din acest punct de vedere, de asta țin foarte mult. Și vă ziceam, eram obsedat aproape de uh, intelectualul orgolios, uh, cu inima închistată, zgârcit, s -s -s suspicios, față de oamenii de pe la țară, analfabeti, nu știu să desparte în silabe dimnitate, sau nu știu exact ce e iubirea, dar au primirea aceea, au limpezim aceea în ochi când, te când de privesc, îți dau din casă, au un cozonac, îți dau ție pe tot, să rămână acolo, ești băiatul lor, deși nu știu cine ești exact. deschiderea aceasta sunt principii cumva, poartă în ei înțelepciunea aceea, parcă sunt, sunt, sunt într-adevăr rude cu primii oameni ai omenirii. Poartă așa principii de viață pe care noi doar ne le însușim teoretic. Ei au un suflet, că Ei nici nu știu. Nu știu să, să despartă în silaba de demnitate, dar manifestă demnitatea respectivă. Coloana vertebrală sau. Uh, Omenia, domne. până la urmă despre asta. E. Sunt cu adevărat oameni. Și nu e îngrozitor că găsești foarte mulți oameni, foarte multă omenie în oamenii care nu știu alfabetul, și parcă din ce în ce mai puțin la cei care citesc foarte mult și. și Rostogolesc cu un orgoliu dintre ăsta extraordinar. Sunt și oameni drăguți care sunt și învățați, dar din păcate observ că nu te face mai bun. Din păcate am făcut și un clip cu cititul te face mai bun. Nu generalizez, dar mi a fi plăcut enorm ca. Uh, iată, cum poți să fii uh, un nenorocit după ce ai citit Nicolae Steinhardt? V-am citit pasaje aici și sunt oameni care au citit nu că Steinhardt, au citit tot ce s-a scris mai frumos pe lume și au rămas viermi și manipulau și. E, e îngrozitor. Nu te nu te, Nu s-a prins nimic de tine. ai vorbit cu oamenii aceștia. Ai rămas la fel, ai rămas, ba chiar mai. Că îi manipulezi pe ceilalți cu aceste pasaje prin care îi sensibilizezi, dar tot rămâi un bârfitor, un, un om mizerabil. Și o mare înfrângere a omenirii, în practic, a, a spiritului înalt. Iată, într-adevăr, poți să fii extraordinar de citit. Dar, cum zice și Nicolae Alexander, chiar degeaba le-ai avea pe toate. Degeaba ai fi învățat dacă nu ai acea primordială, primordială inimă, acel puls al omeniei. De îndată ce suntem conștienți de binele pe care îl facem, îl și terfelim, îl corupem, îl impurificăm. Din acest punct de vedere, sartări și existențialiștii au deplină dreptate. Conștiința strică inocența, puritatea, autenticitatea. Asta este, mare problemă asta este. Din toate demersurile mele, îmi analizam gesturile crezând că analizându-mi le, o să ajung să le fac cu adevărat pure, dar nu făceam decât să stric gestul respectiv. Nu trebuia să mă mai gândesc, trebuia să lupt împotriva analizei respective. Am făcut gestul acela, am simțit să fac asta, nu știu de ce, nu vreau să-mi explic de ce. Lasă-l așa, lasă-l așa cum a fost. Pentru că e suficient de sincer în mine ce am simțit încât să, să rămână așa. Nu avem nevoie neapărat de acea analiză. Dar odată analizându-mi, apoi intervin patologiile tale, o obsesia ta de a, de a nu te curăța, de, de a fi intransigent cu tine și automat îți strici până și chestiile drăguțe pe care le ai. Chiar chiar înțeleg acum de ce cunoașterea e un păcat, cumva. Are, are foarte mult sens. Din acest punct de vedere s Bine, cunoașterea proastă, cunoașterea care nu te ridică, cunoașterea care nu e cunoaștere, de fapt. Din acest punct de vedere, Sartre și existențialiștii au de plină dreptate. Conștiința strică inocența, puritatea, autenticitatea. Așa e. Dar e și inevitabil să fie așa. Impurificăm binele prin însuși faptul că suntem înzestrați cu o conștiință. Ba și cu o conștiință a conștiinței. În din subterane, omul ce ne spune? Că este bolnav de conștiință. De asta mă și regăseam foarte mult. o conștiință a conștiinței extraordinar. Jocul oglinzilor reflectante e nesfârșit, n-ai unde te opri. De asta nebunești, tot analizând așa. Jocul oglinzilor reflectante e nesfârșit, n-ai unde te opri. Degeaba spune G.B. Show că virtutea George Bernard Show că virtutea este mai meritoasă atunci când e rezultatul luptei și al înfrânării, iar nu al unei simple porniri firești, când trec prin paturi eu le dau dreptate existențialiștilor și văd că sunt de rea credință, cum scrie Sartre. Dar înseamnă oare că e preferabil să fim sinceri ticăloși? De dragul autenticității absolute să facem voia diavolului? nu și aceasta, absoluta sinceritate și teama de recunoaștere a duplei noastre firi, o subtilă, și, o subtilă ispită diavolească? Sunt date fiziopsihice din care nu putem ieși. De efectul, cuvântul fiind luat în același sens ca în efectul Compton, Compton efectul Einstein, de dublant și îngăritor al conștiinței, nu putem scăpa. Și ar fi de o potrivă de caragios și inutil de a încerca să locolim pe cât a de abracadabrantă mașina pe care o inventase Magnificentius în locul umilitoarei pentru demnitatea omului funcțiunea instinctelor, intestinelor. Să ne mărginim prin urmare a fi ceea ce suntem și putem fi. Ce frumos! Să ne mărginim prin urmare a fi ceea ce suntem și putem fi. Niște impostorii ai binelui. Mai mi-am îngăiat sufletul asta. Impostorii e m-am liniștit extraordinar de mult. Dar iată, tocmai pentru faptul că aveam acea uh, dorință orgolioasă de a fi cumva în acel gest pur, voiam să fac cum ar face un sfânt. Trebuie să recunosc că aici, asta, acum văzând detașat, asta voiam de fapt. Să fie gestul cum ar face Blaise Pascal, de exemplu. Pentru mine e un sfânt. Ceea ce e, el însuși era un chinuit, adică nici el nu era armonios. Ideea e că nu, nu, acceptam că sunt un impostor al binelui. Aveam pretenții de la mine intransigente. Aveam un, un orgoliu nemăsurat de faptele acolo. Din cum te raportai la tine și cum voiai să fie acel gest. Voiai să fie gestul. Să, să, să fii tu și îngerii. E ceva... Tocmai prin asta nu ești ok. <laughs> cu asta trebuie să lucrezi. Cu cum te raportezi. Acceptă-ți nivelul mai mic, să ți insignifianța ta un ticălos care face și el ce poate asta vrei să fii și să te mărginești în a fi atât e ok și atât, dacă fac numai bine în jur așa cu forța, cu ticăloșiile mele cu analizele de după nu știu, dar să, să, să ne mărginim prin urmare a fi ceea ce suntem și putem fi niște impostori ai binelui cu alte cuvinte binele să ne străduim al face măcar de ne furnică gândurile cele mai abjecte și ne dă de rușine mândria lăuntrică cu alte cuvinte, binele să ne străduim al face, măcar de ne furnică gândurile cele mai abjecte și ne dă de rușine mândria la untrică. Diavolul nu are puterea asupra ne decât prin faptele noastre. Gândurile noastre le judecă divinitatea. Nu, nu mă interesează, sunt detașat de diavol și... Dar ideile, făcând abstracție de conotația religioasă, sunt extraordinare ideile acestea. Diavolul nu are puterea asupra -ne decât prin faptele noastre. Gândurile noastre le judecă divinitatea. Nădăjduim că le va judeca potrivit cu obișnuita-i milostivire. În orice caz, dându-ne limpe de seamă că avem o conștiință și că orice luare la, orice, luare la, conștiință, orice luare la, conștiință, spurcă binele, binele căutăm al face, ne vred nici cum ne aflăm, necurați, pe jumătate de rea credință, pe jumătate de bună, fățarnici complicați, plurali, ireductibili la unitate, instabili și complexi. Tot ce vreți, desigur, dar și slujitorii ai unei idei superioare, nu slugi prea plecate și voioase, resemnate ale răului silitori, modești. Oh, mai, sunt nebunii de, de drag. Îmi place la nebunie. Sper că v-a plăcut și vouă acest pasaj și vă dă de gândit. Și poate vă și ajută, vă mângâie puțin în gesturile voastre pe care le Îmi dai 15 lei pe Patreon și apoi, apoi de a fac chestia asta ca să fac pe omul bun, iată, eu sunt interesant, sunt printre cei puțini care îi donează, care îi sprijină, dar de fapt nu-ți place sau nu e pur gestul respectiv. Așa ce, dacă l-ai făcut, asta e, sau că a ajuns pe cineva pe stradă, da, da, am făcut asta, eu sunt arogant acum că am făcut chestia asta sau ceva. Da, fii arogant, e ok, așa, asumă-ți, dar fă în continuare gesturile alea bune, așa cum iarăși e important de zis, când sunt niște gesturi care, ți, care, te ajută în viață, da? Să-mi fac patul, hai mai încep cu psihologie motivațională, să-ți faci patul sau nu știu ce, sau, sau chesti mici, să, să, te apuci de alergat, hai bă, mă, mă apuc de alergat, acum încep să mănânc sănătos, faci glume, te ironizezi, da, mergi în minciuna respectivă atât timp cât îți, îți construiește viața și că te ridică și că te ajută, că e sănătate fizică, mentală, mentală, fă, fă chestia asta. Spuneți chestii, chiar dacă nu crezi în ele, dacă ele sunt folositoare pentru viața ta, vor deveni adevăr. Așa și aici. Și o să-ți țin minte chestia asta. În faptele bune, pe care o să le fac, pe cele pe care le-am făcut pur doar să le gestionez acum și m-au învățat cum să le gestionez pe viitor. Nu o să mai am analiza respectivă și, practic, o să mă resemnez, dar armonios în resemnarea respectivă. Atât pot să mă măginesc în acest bine de care sunt conștient și care nu poate să fie niciodată por, orice s-ar întâmpla. Voi fi mereu conștient de cel bine pe care îl fac. Ei și Asta e, cum ar zice Eliade. Ei, și citiți oceanografie, o să faci în cartea audio, o citeți pe toată, nu mai pot. E o nebunie cartea aceea. Toamna 1964, după asasinarea lui Iorga, din noi, că băi, mi-am dat sufletul în acest clip. Chiar eu mai... Te consum mai mult decât un job. După asasinarea lui Iorga, din noi că a vrut să trimită din Germania, unde se afla, următoarea telegramă lui Horia, Horia Sima. Am cerut să fiu înscris în garda de fier când a fost ucis Corneliu Codreanu rog să fiu șters dintre membrii legiunii în ziua executării lui Iorga. Telegrama aceasta n-a trimis-o din smerenie, după cum zice, tot din modestia a dat o declarație publicată în glasul patriei și a decis să colaboreze la presa și publicațiile regimului și citează pilda călugărilor care, spre a nu se trăfi cu postul și cu asprimile lui, pun o picătură de ulei pe cartofi, pe cartofi și poamele fierte pe care le mănâncă. Există așadar ispita existențială a purității, dar există și ispita falsei smerenii, ispită de dreapta care îl obsedează pe Dinu, după aceasta, din urmă, nu ne vom putea ridica niciodată deasupra ticălășiei condițiunii noastre, pentru că am putea fi oricând învinuiți de trofie. Acesta mi se pare că e și viciul fundamental al teoriei lui Freud, care a reluat vechiul argument iudaic împotriva lui Pavel, lătratul acela ironic scos în vilag de piesa lui Franz, Franz Werfel, Pavel printre evrei. Nu te știm noi pe tine. Degeaba spui că te-ai schimbat. Ești Saul din Tars, judeul. Pe cine vrei să prostești cu metan... Metanoia și alte bazaconii, în sexualitate Freud, pare a vedea mai mult decât o explicație. O vede ca pe garanția inferiorității omului, căruia psihanaliza îi aruncă Orice stradanie e sortită în izbânzii. Tu nu reprezinți decât o lizieră de conștiință pe un fond de obsesii sexuale și ești în veci sortit a nu te putea ridica mai sus de situația ta de făptură zămisluită sub imperiul daimonului sexualitate. Mutul acesta de cugetare e tot una cu fața greșită a smereniei, cu falsa smerenie care, ca și dilema, ori absoluta puritate, ori cufundarea în noroi, este o amângire drăcească. Cedez răului ca să nu fiu mândru. Mă învoiesc a face lucruri urâte ca să dau dovadă de umilință, dacă e vorba așa, iată că mândria poate deveni salvatoare și că Mateu Caragiale avea dreptate scriind că ne putem mântui și pentru fie. Iarăși, am rezonat foarte mult cu acest cedez răului ca să nu fiu mândru. Mă învoiesc a face lucruri urâte ca să dau dovadă de umilință. Realizez că făceam chestia asta. Practic, când băteam joc de vin, mă, mă afundam în noroi uneori, pentru că aveam conștiința polităților. Mirea rușine cumva față de cum mă, raportez la anumiți oameni care erau într-adevăr spiritual într-un anume loc și dacă mă apropiam de ei prin anumite gânduri și mă consideram puțin pur, făceam un gest nemernic ca să mă duc la unde cred eu că merit să fiu. E foarte, foarte bizar. Și ambalam chestia asta în glume, aici că facem glume, că nu știu că facem râsuri, bagiocură. Dar de fapt mă îmi chinuie sufletul apoi a doua zi când dacă mă uit la o casetă a vieții, să zicem, dacă viața ar avea așa o casetă pe fiecare zi și aș vedea caseta din ziua de ieri cum m-am comportat, mi-a venit să vomit. Nu, nu reprezintă, nu, nu rezonez în profunzimea mea cu acel om. Nu mă refer la glumele cu prietenii când te și prostești și ok. Nu, mă, mă refer la momentele în care ești practic posedat, în care faci chestii nevrotice cumva. Nu-ți mai aparții într-un fel sau altul din dorința de a echilibra și și până la urmă e și o neîncredere în tine de fapt deși detești puțin, detești cât de mult te iubești, trebuie să-ți fii în primul rând prieten, să, să lucrezi la chestia asta, să fii prietenul tău e atât de greu să fii prietenul tău deși pretinzi că te adori și ești nu știu cum, tocmai că nu ești alături de tine adorația aia nu face decât să îți crească ura de sine, pentru că e o idolatrie acolo. Nu ești prietenul tău, nu-ți vrei cu adevărat binele. Ați dori binele și a fi prietenul tău e foarte legat de chestia asta. Cu, cu a te mărgini că ești un postor al binelui. Iată, asta înseamnă să fii prietenul tău. Nu să fii uh, cum face Cioran prin caiete. Dacă vede o înghețată, rezonează cu ea. Sunt, nu există om care până la mine nu există, nu știu nu există. Totul e despre sine și în același timp, iarăși, orgoliu dublat, e și nimic absolut. Eu sunt și insignifiant și absolut, eu sunt toate nu pot să văd o telecomandă că gata, sunt eu bateriile ei. Teodor Paladi, bine, și acum iată eu ce am făcut. Am judecat aiurea. Și a trebuit să te pândești mereu. Că omul acela suferă și el, de asta face anumite chestii. Tolstoi, omul care înțelege tot, iartă tot. Nu e chiar așa, dar, adică pot să înțeleg unele chestii, la nu le iert. Și minusul meu, asta îmi asum. Dar în mare e așa. Să căutăm să, să fim mai înțelegători, și automat, cu cât înțelegi mai mult, cu atât devii mai liniștit puțin. Dar sunt mult prea isteric momentan. Încă mai am prea multă pasiune, sunt prea pătimași pe anumite chestii. Și pătimaș și ignorant e, e, un amestec groaznic. Teodor Paladi, mare pictor și boier autentic, ia unde opște masa la Automobil Club, unde bucătarul e superior celui de la Jackie Club, se întâmplă însă, uneori, să prânzească ori să cineze pe la câte un restaurant de cartier vestit pentru o specialitate ori pentru un anume soi de vin, așa, odată, intră la unchiul, lângă piața Buzești și, și, se așează la o masă nu departe de o tânără pereche. Ea, vulgară, cu o față foarte expresivă, tipul voinic, genfante de mahala, cu favoriți, părul lins, cămașe portocalie, cravată violet. Albinter nu e urât, nici el. Paladi, între două feluri, își scoate blocul de schițe din mapă și începe să o deseneze pe tânăra femeie. E foarte prins de ceea ce face. Deodată se pomenește cu cineva care strigă la ureche. Cum de să pictezi pe doamna? Vlășganul, indignat, s-a prosăpit în fața lui și strigă. Paladi ridică ochii, îl privește nea atent și își vede mai departe de lucru. Celălalt, peste măsură de iritat, mă stăruie și, ne niciun răspuns, la apucă de braț și îi zice, porc bătrân. Paladii care, la Paris, urmase cursurile unei școli de box, își pune hârtiile și creionul pe masă, se ridică tacticos și arde băiatului o directă care la lung aruncă val peste o masă alăturată. La una ca din partea unui omuleț cu barbișon cărunt, tipul nu se aștepta. Se ridică încet și bate în retragere. Lecția are un înțeles general pentru orice fel de haimanale și primate toți canibalii din Africa, li s-a dat peste noapte independența pe care nu știu să o folosească decât pentru a se ucide între ei și a se tortura și a se rățoi. Mai întâi să coboare din copaci și apoi vom sta de vorbă. Nu sunt de acord. Nu sunt de acord deloc aici. Uh, în primul rând, mi se pare puțin justificat uh, demersul vlășganului pentru că se poate că nici nu îl reprezenta chestia asta. Era și Era foarte prins de domnișoara respectivă și a, a fost, a, fost, a fost așa un gest. E, oricum, i-a spus Porc, bătrân, măi, e, o fi văzut o preversiune în chestia asta. Putea să discute cu el. Dacă a, respectabilul domnul Paladii ar fi procedat măcar la început să încerce puțin să explice, el, el și ignoră primul gest de a se uita așa puțin cu scârbă, știi, și apoi îl lovește a doua oară când insistă celălalt. Într-adevăr, e puțin justificat gestul, dar te-ai A mai multe pretenții de la Teodor Paladi nu, nu, nu cred că asta ar fi concluzia, că iată, ce bine a făcut, că ăla e un primitiv și așa te comporți cu primitiv, adică aproape că ai cuprul la nivelul lui. Uh. Gher la camera 80. Simpozion despre omul și viața în existențialism. Sartre spune că omul țășnește în viață. Heidegger că este aruncat, a zvârlit în ea. Omul este aruncat în viață ca un zar, aruncat de nimeni. Iată absurdul condiției umane. Sosești în viață fără voia ta și te afli înainte spre moarte, odată cu fiecare clipă care trece. Autenticitatea constă în a accepta absurditatea și a străi rolul. Creștinismul. Omul își transcende și își transfigurează viața, prefăcând-o în cale spre mântuire, dându-i un sens soteriologic. Prefer, prefer absurdul. Dar nu înțeleg, cum se întreabă Kierkegaard, de exemplu, că nu, nu m-a întrebat nimeni dacă să mă nasc sau nu, dar asta și între, în, general, în filozofie, tot apare întrebarea asta. Mi se pare atât de stupidă. Că cum te poate întreba cineva? Cum puteai să alegi? Pentru că tu spunând asta, te pui, ești deja ființezi într-un fel sau altul. Ca să poți să fii întrebat, trebuie să existi. Nu, nu poți să întrebi, nu, nu, poți să alegi să nu te naști. Îndată ce spui, nu mă nasc, tu ești deja născut. Nu poți să refuzi nu poți nici să refuzi, nici să accepti. În data ce ți se pune întrebarea, tu ești acel cineva care îi se pune întrebarea. Și vezi, nu poți să-ți imaginezi un tu nefiind care alege să nu se nască. Gata, am ales să nu, să nu fiu în existență. Păi și unde ești acum, tu cel care a ales să nu fie în existență? Deja existi undeva. Bine, trebuie să să nu faci acum să fii tu omul, că uite, am rezolvat eu chestia asta. lași de la tine și intră acolo în, în esențialul acelei dileme, pentru că nu ăsta e esențialul. Că, A, păi, dar nu există ai dacă. -i. Deci nu trebuie să-mi întrebi întrebarea. A, e ca aia cu. Tu ești nu. Bine. Bine, mai mult, mai profund aici, puțin, dar nu vreau să se înțeleagă că, că e stupid ce spune că dar că ar trebui luat în considerare și chestia asta puțin. Prea puțin se vorbește despre asta. Despre faptul că nu aveam cum să fim întrebați. N-am avut când. Suntem născuți din oficiu cumva. Părintele stare, da, pe, pe cât e de imposibil uh, că ne-am născut, pe atât e de imposibil să nu fi fost. Acum e important ce am spus, chiar e important. Părintele stare, roman de la Cernica. Viața creștinului, ca atare, se desfășura numai în prezent. Pe credincios nu trebuie să-l turbure amintirea trecutului și nici să-l neliniștească grija viitorului. O trăire în prezentul cel mai strict, liberă de obsesii și de o preocupări. Ca a hedonistului, epicureanului, chefliului, la suprafață, da. În profunzime, în genunchează, asta mi notase mai aici. Că la suprafață e hedonistul, care trăiește clipa liber de obsesii și de preocupări. Dar creștinul îngenunchează, nu o, renunță la, la orgoliu cumva. Pune o instanță deasupra lui. Hedonistul nu face asta. Chefliul nu mai zică. Hedonistul se are pe sine, ca centru. Pe când creștinul, adevăratul creștin, știe să cadă în genunchi. E o mare, mare calitate. Și poți să fii și ateu și să știi să cazi în genunchi. Adică nu, nu pui acest Dumnezeu creștin, mă rog, să, cazi în genunchi în fața Universului sau a indiferenței cosmosului, să zic. Să nu ne mai credem atât de importanți, mai nu existăm. V-am arătat și pe la story, pe Instagram, am pus atâtea clipuri de la NASA. Măi, despre ce vorbim? Într-adevăr, realmente nu existăm. Și în același timp, iată, spunem asta și peste două minute, iarăși, suntem prinși și noi înșine și ne considerăm Dumnezei. Păcatul cel mare al fariseului din parabola cu... Ah, nu, nu, nu. Viața de călugăr este cea mai riscată și mai aventuroasă dintre câte pot fi. El nu are nicio siguranță nici măcar pe aceea ca, că venind la mănăstire va scăpa de ispite și se va mântui, nici că va fi în stare să rabde și să poarte rasa până la sfârșit, nici că nu va fi mutat din mănăstire ori din monahism, alungat iarăși în viața civilă. Nu-i sigur de el, de cei din jur, de nimic și de nimeni. N-are nicio rezervă, niciun refugiu, nicio alternativă. E mereu pe muchie de cuțit, în foc și în cuptor, pe banchiză și în gură de șarpe, necontenit, expus, jupuit de piele. El, cu adevărat, împlinește vorba lui Mussolini, care e de fapt a lui Nice. Vivere pericolozamente. Pericolozamente. Și ce voiam să zic aici, mi-a plăcut pasajul, dar poate nu se potrivește și altora, dar pentru mine e viața mea asta. Eu duc o viață de călugări în garsonieră. Și e viața omului din viața reală. Cred că poți înlocui viața de călugări cu omul de rând, cu omul acesta care se chinuie să își câștige existența. Nu nu-l văd mai interesant pe călugăr, ba din pătrivă, aproape că văd uh, o evadare. E mai de din punctul meu de vedere, omul aici care, în această agitație, în anxietatea asta a metropolei, <gântu -i> își caută rostul. E mult, mult mai riscant. Vivere, periculozamente. Păi uitați-vă, domnule Steinhardt, la cei care dorm pe bănci. Acolo e pericolul. Nu așa că... În fine, nu vreau să fiu vulgar acum. Au și ei... Ah. Problemele. Toți suntem chinuiți. Suntem atât de prinși în chinurile noastre încât nu ne am mai rămas decât să vedem cine se chinuie mai mult. Păi uite, eu mă chinui și mai mult. Eu, eu, și mai mult. 1956. Îl vizitez pe A -L zis Suproaspăt grațiat. O pleca în curând în Israel. În timpul absenței sale mă duceam des să o văd pe soția lui, cazată după o perdea în holul fostului lor elegant apartament din strada Aurel Vlaicu. Zisul e foarte bolnav și slăbit. Și am plecat aici. Dar nu și-a pierdut nici tăria de caracter, nici demnitatea, nici hazul. Îmi confirmă într totul scena care a precedat arestarea lui, precum și scena de la tribunal. Auzisem de amândouă. Au sunat la ușa lui în cursul campaniei pentru strângerea de semnături pe apelul pentru pace de la Stockholm a ieșit în prag și a întrebat despre ce e vorba și a spus că nu semnează, lămurind cu voce răsunătoare, el e pentru război, nu e pentru pace, iar apelul îl consideră o viclenie ipocrită a comuniștilor, de a căror cădere în curând nu se îndoiește. Cei trei care umblau cu pantahuza, două femei și un bărbat, s-au îngrozit atât de tare încât se auzea în tot blocul cum le clânță <laughs> cum le dinții în gură și le tremură genunchii izbându-se unul de altul. Nu l-ar fi denunțat, socotindu-l nebun, dar erau trei și se temea fiecare de ceilalți. Mi-a plăcut atât de mult această idee. Niciunul nu avea suficient de puternică personalitatea, pentru că asta, transform, asta, asta te face, practic, comunismul. Îți, rupe identitatea și erau incapabili să-l denunțe. Și de ce crezi că l-au denunțat? Nu au avut încotro. Arestarea s-a produs în seara aceea chiar. La proces, stați puțin, l-am denunțat pentru că fiecare era îngrozit de celălalt, infernul celălalt. Incredibil, deci practic ei au reușit să fie. Ei nu puteau să fie nici căloși, atât de lipsiți de... de viață, nu știu. De, adică... Nu era în stare nici măcar să, să denunți. Ai, ai avut nevoie să fii îngrozit ca să faci un gest abject. incredibil. Aici mi se pare apogeul degradării umane. Să nu mai fii în stare să faci nici răul măcar. Cei trei care un bloc cu pantahuza, două femei și un bărbat s-au îngrozit atât de tare încât se auzea în tot blocul cum le ne dinții din gură și le tremură genunchii, izbându-se unul de altul. Nu l-ar fi denunțat. Sau l nebun. Dar erau trei și se temea fiecare de ceilalți. Incredibil! E abjectul la a doua aici. Absolut superb. E de Dostoevski. Nu au avut încotro. Arestarea s-a produs în seara aceea chiar. La proces, întorcându-se cu spatele către completul de judecată, i-a strigat, strigat, cu acuzatul lui Michu Benven, care se arătase slab și la închetă și în ședință, Tribunalul acesta nu-l recunosc, nu are dreptul să ne judece. Dar când vom fi în țara noastră, te voi trage la răspundere și acolo voi avea o grijă să primești pedepsa cuvenită pentru lașitatea de care dai dovadă. Zisul a murit în Israel la scurt timp după sosire. Celălalt a fost ambasador al țării la Bruxelles. Și acum fiți atenți și frumos, Închei cu acest citat. Voiesc ca unde sunt eu să fie și ei cu mine împreună. Ioan 17:24. Asta vreau să fac pe acest canal, practic. Să vorbesc de acești oameni. Și atunci când vorbesc, practic, să i-aveți și pe ei lângă noi. Să ne poartă pe ultimul drum. Of. Smerit se crede și eroul unei nuvele a lui Giovanni Papini, acel care săvârșește crimele cele mai odioase. Mi se pare că e în povestiri stranii acest text. Smerit se crede și eroul unei nuvele a lui Giovanni Papini, acel care săvârșește crimele cele mai odioase spre a se învrednici eroul lui Farniente. Altă povestire, tot din povestiri stranii, pe lângă aceasta. Și vă re recomand, cred că așa e, rolul lui Farniente. Smerit se crede și eroul unei novele a lui Giovanni Papini. Acel care săvârșește crimele cele mai odioase spre a se învrednici de iad <laughs> și aș manifesta astfel dragostea de Hristos și puterea de jertfire. Căci ce jertfă mai totală poate fi decât a renunța la mântuire și la Hristos? Nu ne cere el să ne luăm crucea, care e lemn blestemat, și să ne le pădăm de toate? Iată, eroul nuvelei, dându-i ascultare, face sacrificiul suprem. Își aduce mântuirea prin os pe altarul renunțării la sine și se duce în iad. <laughs> martirul criminal, da, 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 mi-am că acolo e sigur, în povestirii strane, îl înjunghe pe un preot sau ceva de genul vorbește cu el foarte mult și uh, se au oh, scuze, spoiler alert uh, sofismul eroului Papian, uh, papinian contrazice spusele mântuitorului ori le răstălmăcește interpretându-le sucit, domnul ne cere să ne jertfim patimile și plăcerile lumești, nici de cum mântuirea spre care ne îndeamnă neîncetat Și apoi ce este Hristos? Idol de sânge, crudă zeitate dornică de suferințele muritorilor, înseamnă a-l insulta grav crezând că ar putea fi cinstit pe calea săvârșirii unor fără de legi, care toate presupun durerea sau înjosirea unei ființe omenești. Creștin se numește cel mânat peste orice de voința de a fi cu Hristos, care e convins că mântuirea nu trebuie căutată la capătul înghețatelor coridoare ale auspiciilor de alienați și nici printre întortocheatele raționamente ale unei logici absurde. Absurdă pentru că și închipul că logica e o valoare absolut autonomă. Am ce ea, ca și oricare altă disciplină, se bucură numai de o valoare relativă și se cuvine a fi mereu supusă verificării și controlului realității și confruntată cu celelalte adevăruri la lumina dreptei socotințe. Și acum fiți atenți! Una e să fii pe pace, alta e să fii la picioarele ei. O, scuze, una e să fii pe cruce, alta e să fii la picioarele ei. Una e să fii, să pe cruce, alta e să fii la picioarele ei. Vai ce am obosit! Oricât de înlăcrimat, de îndurerat, de sugetat, nu ești pe cruce, ești lângă ea, lângă, adică la o distanță infinită. Una e să pătimești tu, alta e să te doară inima până la sângerare pentru altul. Și aici, la avem cu toții avem suficient de multă putere pentru a suporta suferințele altora. Și de asta la e genial. Și la fel și Nicolae Steinhardt. Lângă, adică la o distanță infinită. Una e să pătimești tu, alta e să te doară inima până la sângerare pentru altul. Suferința e o experiență personală, ce nu poate fi împărtășită nimănui. E intimă, unică și închisă în sine, încovrigată ca șarpele din tânăra parcă. E un netranslațional sistem antarhic, autarhic. Poate fi împărțită, coexistată, coincidată, coincidată, consumată, numai cu cei care o trăiesc de asemenea, în spirit de colegială solidaritate. Poate că Domnul i-a spus tâlharului cel bun, catolicii îi, îi știu și numele, Sfântul Dismas, astăzi vei fi cu mine în rai, nu numai drept răsplată pentru pomenește-mă, Doamne, când vei fi în împărăția ta, ci și pentru că era pe cruce ca și el și îndura aceeași suferință. Să nu se uite că harul cel bun deținea nespusa, copleșitoarea, formidabilă onoare de a fi fost colegul de suferință al Domnului și că, dacă nu este îngăduit de a spune, onoare de a fi fost pur și simplu colegul său. mi ar plăcut atât de mult. Colegul său. Care să fie trăsătura cu adevărat originală a speciei noastre, s-au întrebat mulți, și răspunsurile date au evidențiat facultatea de a râde ori de a plânge, dar se constată că și unele animale se manifestă similar, de a comunica, dar cercetările recente ale unui, ale unui Carl von Frisch, ori unui Conrad Lawrence, bună oară, au invalidat cu totul acest exclusivism uman, de a ține minte ori, mai exact, de a capitaliza, stoca, depozita cunoștințele dobândite și rezultatul experiențelor făcute, operația memorizării de a se exprima și lucra cu ajutorul unor concepte generale, în definiția lui Julian Huxley. Chesterton se oprește la respectarea cuvântului dat. Ce frumos! Chesterton se oprește la respectarea cuvântului dat, ceea ce este cântecul pentru pasăre este, pentru om, ținerea făgăduinței ori respectarea contractului încheiat. Toate sunt bune și frumoase. Eu aș fi ispitit a susține că încrederea poate să figureze printre aceste atribute definitorii și îmi pare a fi un criteriu mai sigur și mai original decât celelalte. Nimic nu este mai străin, într-adevăr, categoriei paraumane a șmecherilor decât noțiunea de încredere. Caracteristica șmecherului e bănuiala, o bănuială constantă și generalizată, dură și congenitală, nedezmințită și neînduplecată, endemică și incurabilă. Față de ceilalți de lume, de soartă, de orice, față de ceilalți de lume, de soartă, de orice, încrederea, în schimb, e trăsătura diferențiatorie a omului de treabă, mereu hotărât să respingă, până în dirimant aproape contrarie, orice bârfeală despre cunoscuții și prietenii lui, spre deosebire de șmecheri, oricând dispus, el să accepte de îndată cele mai atroce calomnii privitoare la cel mai bun prieten, fără a-și da seama că, văitându-se de prietenii care l-au decepționat ori achesând la ororile cele sunt puse în cărcă, pe el însuși se osândește și se feștelește, că și nu s-ar fi putut un împrieteni cu asemenea ticăloși dacă n-ar fi existat între ei și el măcar unele puncte comune. Încrederea în asemenea în e brevetul, e marca depusă, e insigna, e numărul electronic sau cromozomic al omului, cum se cade, al gentlemanului și e lucru cel mai de neconceput, de neînchipuit, de nerealizabil pentru șmecher. Curaj, încredere, libertate, vorbe mari, vorbe goale, vorbe mari și goale pentru șmecheri și turnători, dar nu pentru cei cărora îmi place să le zic impostorii bine lui, fiindcă, deși ei înțeleg că binele integral nu îl pot să vârși, iar perfecți nu pot pretinde că sunt, că și dau dreptate existențialiștilor, simpla conștiința a binelui făcut îl viciază, îl imperfectează, îl necurățește pe acesta. Și cine nu i conștient de binele pe, cine nu conștient de binele pe care l-a făcut, nu renunță a încerca să-l realizeze, măcar la nivelul redus al conștiinței corupătoare de absolut. Și în orice caz, împurtări vor avea drept steacă lăuzitoare numai pe aristocrat, încăpățânându-se a trăi cum sunt francezii, mai presus de starea lor socială, numai și numai ca și cum Hanul ar fi castel și Don Quixote veșnic prezent să-i privească și să-i facă de râs dacă se vor lua drept bădărani aflați într-o nenorocită de tavernă. Și acum fiți atenți, un exemplu extraordinar. Un exemplu de aplicarea creștineștii veituți, ce se numește încredere. Vai ce am obosit. Ar trebui să fac să le împart mai ușor. 35 de minute așa m-a consumat pentru că e, e, sunt foarte multe aici. E, 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 o planetă, e o planetă întreagă această carte. Îți oferă enorm, dar te și copleșește. Nu, nu e, foarte puțini oameni sunt, pot ține pasul sufletește cu cei aici. Pot doar să văd, să intuiesc ușor și am, am suficient spirit încât să, să, să am așa o, o idee vagă despre planeta în care mă aflu, dar e ceva, încercarea de evadare din captivitatea lui Cervantes Încercarea de evadare de, din captivitatea lui Cervantes. El și câțiva camarați de nefericire ai săi izbutesc după nu știu cât amar de vreme să găsească un barcagiu care se oferă să-i ducă în larg. Adună cu greu banii, mijloace există. În lagărele de sclavi din Tunis, Algeria și Maroc, pătrund călugări spanioli care joacă un rol de mămulari ai răscumpărătorilor și apoi berberii iubesc prea mult moneda de orice fel pentru a interzice cu totul circulației ei, fie și în rândurile captivilor. Ticulesc cu grijă totul și, după lungi așteptări și rafinate chinuri, ai celor din Tortura prin speranță, o carte Tortura prin speranță, întâmpină cu înfrigurată bucurie seara ce urmează să le schimbe robia în aventură. Sunt 10 la număr și ora de îmbarcare este fixată la vizul nopții, locul întâlnirii pe țărm la oarecare distanță de lagăr. Lucrurile și probabil că libertatea de mișcare a prizonierilor este în vremea aceea mai puțin redusă decât în epoci ulterioare mai perfecționare, merg conform planului, stabilit. Noaptea cum nu se poate mai desmoală, barca giul se ține de cuvânt, sclavii piraților ma grebit sosesc la timp cu toții, afară de unul singur, pe acesta îl așteaptă câtva timp liniștiți, apoi cu îngrijorare, cu îngrijorare crescândă, cu febră, cu impaciență, cu mânie, barcagiul stăruie pentru o grabnică ieșire în larg cu cei prezenți și în cele din urmă se realizează un consens care ar fi unanim dacă nu s-ar opune Cervantes. Cum e în filmul acela Tu uh, 12 Angry Men, 12 oameni furioși. Și se opune cine credeți? Cervantes, mai. Și o să vedeți de acum începe minunăția. E un miracol acum ce urmează. Un consens ar fi unanim, dacă nu s-ar opune Cervantes, el nu încetează de a evoca, fiți atenți, domnule, groaznica durerea întârziatului când va sosi pe țărmul pustiu și va zări barca inaccesibilă. Imaginați-vă, imaginați-vă asta, vă rog, fiți acel întârziat și simțiți așa dezolare. N-am mai putut să mai continui, am stat, cred că m-am imaginat asta vreo 15 minute, aproape când dădusele lacrimile de cât de singur mă simțeam. El nu încetează și ca să simți asta și în momentul ăla și să vezi binele celuilalt deasupra binului tău, iarăși, nu mai e, că ești conștient, nu mai e pur gestul, pentru că iată ce am făcut eu, bla, 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 dar și ce dacă, fă așa, fă așa, oricum e extraordinar. Să te gândești la asta, în anxietatea aia, să scapi, să scapi și tot să te gândești la acel om, nu, nu, nu doar că la el, mai mult decât la el, la singurătatea lui s-a gândit, băi, e extraordinar, băi. El nu încetează să dea evoca groaznică durerea întârziatului când va sosi pe țărmul pustiu și va zări barca inaccesibilă. O asemenea drăcească suferință nu poate fi pricinuită nimănui. Ei zăbovesc așadar până târziu. sărvante se hotărât să nu lase în părăsire pe asociatul împiedicat din nebunuite motive, fără a uita și darul de a convinge și de a găsi cuvintele cel mai drept mergătoare la inimă. Când, în cele din urmă, sosește și cel mult așteptat. E, firește, denunțătorul și vine însoțit de garda ce se urnise a nevoie. Sunt porniți cu toții înapoi, Cervantes, firește, ulici și blestemat, de nu și bătut, de nu și bătut, de cei asupra cărora adusese năpasta. pasta. Și poate că durerea ridicolului, prostescului eșec al expediției, nu e mai puțin ustărătoare decât cea presupusă întârziatului care ar fi găsit barca libertății în larg. Dovedește oare această autentică pățanie de un dramatism vrednic de lucrările ficțiunii înainte? Inanitatea, neroadei încredere și dreapta, sănătoasă înțelepciunea bănuielii și mecherești? Nu. Ea nu dovedește nimic de acest fel, nici într-un sens, nici într-altul. Fiți atenți! Ea explică doar, în parte, de ce Don Miguel Saavedra de Cervantes a putut închipui și scrie o carte ca Don Quixote și mai arată că încrederea și altele ca ea constituie domenii tot atât de inaccesibile șmecherilor, deștepților și descurcăreților, precum și admiratorilor, suporterilor și zelatorilor lor, pe cât le este orbilor lumina, lumina aceea despre care filozoful român Stefan Lupasco susține că în cele din urmă va inunda întreg universul când particulele toate se vor reduce la starea lor elementară de fotoni. E cartea singurătății Don Quixote. Și cumva mă simt ca un Don Quixote aici pe YouTube. Pentru că mai mult îmi imaginez toate aceste valori care parcă nu mai există. Ce, ce, spun eu acum nu mai are căutare. Sunt acele mori de vânt în care văd cavaleri, în care văd foști profesori universitari de care nu mai vorbește nimeni. Sunt ultima voce și practic din propria mea singurătate mi-am construit acele imagini. Să fiu mai puțin singur în ele. Domnul e atât de frumos și a spus omul asta. Și mă bucur atât de mult că a făcut în viața asta Cervantes. Și își explică opera, că a luat nașterea opera aceea din viața lui, din cum vedea el viața. E atât de frumos, mă, îi vezi sufletul, îi vezi sufletul. Oh. Și acum, iată de ce, revenim la de ce trebuie să scrii și când trebuie să scrii. Ei, când o să faci gestul lui Cervantes, acolo pe țărn, când îți vine ideea asta, dedică-ți viața scriind un roman. Și acum, după ce am bărfit pe toți prietenii dumneavoastră, hai să vedem și de ai mei. Aveți oare prieteni? Răspunse doamna Emil Strauss, cronica vieții pariziene. <laughs> și acum, după ce am bărfit pe toți prietenii dumneavoastră, hai să-i ridem și de-ai mei. <laughs> și apoi celălalt. Aveți oare prieteni? <laughs> Răspunse doamna Emil Strauss, cronica vieții pariziene. Deci bârfise într-o asemenea hală încă celălalt nu-și putea închipui că poate să aibă prieteni. Extraordinar. Și îmi place superficialul ăsta joacă asta la, la, o secundă după ce apare observația aceea extraordinară, vine această mică și așa e viața, așa ar trebui să fie. Aici cumva stropul acela de omor la care vreau să vin, dar omor așa drăgălaș, știi, care să dea aromă profunzimii, dar nu bagiocură, eu mă, mă rătăcesc în bagiocură și uit de marile pagini ale vieții. Uh, august 1964 Văd bine că nu voi putea curăța camera câtă vreme nu o golesc. Obțin să-l internez pe tată la spital. Bine îi prinde. Are picioarele groaznic de umflate și nu știu câte alte angarale. Plășnițele însă rezistă dezinfecției efectuate în două etape. Nu numai că rezistă, parcă le și priește. Mișună pe dușumea și pe pereți. Ies din receptorul telefonului. Au inundat și baia unde nu-i decât ciment și faianță le vin de hac numai cu o licoare denumită Verde de Paris nume în care dospesc translucid toate insidioasele vrăji bodleriene ale morții și descompunerii otrăvitul elixir cu malefică atotputernicie dar rezultate imediate și desfințează păduchioasa împărăție a spus acest om aici ce n-a spus niciun poet prorealist care exagerează și face pe uh, rebelul of și asta e iarăși viața reală iar eu subliniasem în primul rând pentru că mi-a adus aminte de bunicul că avea gluma asta cu verde de Paris. Dar ce vrei? Vrei verde de Paris? Eu nu știam ce, ce înseamnă verde de Paris. Când văd acum, abia acum râd la glumele bunicului. Nu știți oare că noi vom judeca pe îngeri? Câtă mândrie în această frază a unui apostol al smereniei. Dar paradoxul se rezolvă în adevărul că... Mai frumos era spus așa. Câtă mândrie în această frază a un apostol al smereniei. <laughs> dar, dar paradoxul se rezolvă în adevărul că, la sfârșit, omul va fi superior slujitorilor fără de trup ai lui Dumnezeu, căci trăiva binele în mod conștient după ce va fi trecut prin focul răului, depășind astfel simplista nevinovăția celor fără experiență. Dostoevski. Vedeți mai? Na, ziceți de mine că exagerez cu Dostoevski. Steinhard, pagină de pagină Dostoevski. Sunt oamenii mei, mei. sunt oamenii mei aceștia. Ori ai înțeles, ori n înțeles. Steinhardt e un om care a înțeles, care și-a dat seama. Un caraliu țigan cu buze violacee și subțiri ne scoate minune la vizita medicală. Acolo e de așteptat, nu glumă. Caraliul se plictisește și ne pune obișnuitele întrebări șablon. Cum te cheamă? La câți ani ești condamnat? Câți ani ai? De unde ești? Ce ai fost, mă, în civilie? Ești însorat? Repertoriul acesta limitat reprezintă întreaga lor gamă de libertate. Nu par să se sature de el mie, după ce am spus cum mă cheamă, am pune o întrebare în afara programului. Mă, tu ești jidan? Mă, tu ești jidan? Îi răspund, sângele meu este evreiesc, dar de simțit și de gândit, simt și gândesc românește. <laughs> Tace, i-am astupat gura, ori n-am prea înțeles. Înapoi, în celulă, aflu că vorbele mele au fost pe placul camarazilor prezenți. Paraf Parafrazându-l pe Churchill, mă voi vă da seama, voi vă, vă da ce, ce analogie, adică te întreabă un om, practic atât de e, mărunt și ridici cu un spirit extraordinar, dar fiți atent unde, unde ajunge parafrazându-l pe Churchill, a cărui mamă era americană și care celui cel ze în camera comunelor spunându-i că e doar pe jumătate englez, i-a răspuns, da, sunt 50%, 50 american și 100% englez. I-aș fi putut și eu, zice că caraliului, sunt 100% evreu și mie 100% român. Cât de frumos, mi-a plăcut de noroc. Și acum, și cu asta încheiem, fiți atenți, ceva extraordinar. Două sunt pentru H.G. Wells in The Research Magnificent, grandioasa cercetare, The Research, Magnificent, grandioasa cercetare, marile teme ale aventurii omenești, teama și aristocrația. Și Kierkegaard vorbește de anxietate și disperare, că, nu facem, că tot ce facem în viața este să ocolim acel adevăr, anxietate și disperare. Iar Wells spune marile teme ale aventurii omenești, teama și aristocrația. Și îmi place foarte mult că fiți atenți, Cred că are dreptate. Câtă vreme suntem stăpâniți de spaime? Stați puțin. Așa. Cred că are dreptate. Câtă vreme suntem stăpâniți de spaime, rămânem la cheremul forțelor întunericului și fanaticii derbedei, sadicii pot face ce, tot ce vor cu noi. Câtă vreme nu ne însușim calitățile aristocratului, în sens etimologic și cele morale și cele behavoristice, nu ieșim din faza primară și mahalăgească a vieții. Nu putem avea acces la libertate. Fiți atenți! Nu putem avea acces la libertate care e exclusiv un bun cavaleresc minunat, libertatea exclusiv un bun cavaleresc. Și exemplu, și cu asta o să vină, o să cadă cortina pe acest script, Alexandru Paleologu, în pușcărie, tot așa cum era și Steinhard, fiind pe nedrept băgat la pușcărie, pentru a-și aduce aminte de această cavalerie în fond, în mizerabila lui cămașă de acolo de pușcărie, găsește, nu știu cum, o hârtie igienică pe acolo, ceva, și și-o face un, un soi de Cum, cum pui la, la costum, știți? Când pui la, la buzunar acolo. Ca să-i aducă aminte de, de momentele în care era cu călăria, cu costumul. De, de, deci, hârtia igienică bogată la buzunarul de la costum era pentru el demnitatea. Era cavaleria. Era libertate, domne. Acum înțeleg gestul acela. Credeam că doar ca să-l ajute să treacă. Era libertatea lui, domne, Extraordinar șervețelul acela la costum. Libertatea. Absolut incredibil. Un miracol. Oameni frumoși. Sper că ți-a plăcut acest clip. Lasă-mi și mie, te rog, un comentariu, un like și susține-mă, te rog, cu 15 lei pe patreon.com slash ca să putem continua împreună. Mulțumesc!